Cinci pâini de Ion Creangă. Doi oameni, cunoscuți unul cu altul, călătoreau odată vara pe un drum. Unul avea între asta sa trei pâini și celălalt două pâini. De la o vreme, fiindu-le foame, poposesc la umbra unei răchiți pletoase lângă o fântână cu ciuturi. Scoate fiecare pâinile ce avea și se pun să mănânce împreună ca să aibă mai mare poftă de mâncare. Tocmai când scoaseră pâinile din traiste, ia ca un al treilea drumeț necunoscut îi ajunge din urmă și se oprește lângă dâns și dându-le ziua bună. Apoi se roagă să-i dea și lui ceva de mâncare, căci e tare flământ și n-are nimic amerind de la dânsul, nici de unde cumpăra. Poftim, om bun, de ospăta împreună cu noi, ziseră cei doi drumeți călătorului străin, căci mila Domnului, unde mănâncă doi, mai poate mânca și al treilea. Călătorul străin, flămând cum era, nemai așteptând multă poftire, se așează jos lângă cei doi și începe a mânca cu toții la pâine goală și a bea apă rece din fântână, căci altă udătură nu aveau. Și mănâncă ei la un loc tustrei și mănâncă până ce gătesc de mâncat toate cele cinci pâini, de parcă n-au mai fost. După ce au mântuit de mâncat, călătorul străin scoate 5 lei din pungă și dă din întâmplare celui ce avusese 3 pâini, zicând: primiți, vă rog, oameni buni, această mică mulțumire de la mine, pentru că mi-ați dat de mâncare la nevoie. Veți cinsti mai încolo câte un pahar de vin sau veți face cu banii ce veți pofti. Nu sunt vrednic să vă mulțumesc de binele ce mi-ați făcut, căci nu vedeam lumea înaintea ochilor de flământ ce eram. Cei doi nu prea vroiau să primească, dar după multă stăruință din partea celui de-al treilea, au primit. De la o vreme, călătorul străin și-a luat ziua bună de la cei doi și apoi și-a căutat de drum. Ceilalți mai rămân o leacă sub răchită la umbră să odihnească bucatele. Și din vorbă în vorbă, cel ce avusese 3 pâini, dă 2 lei celui cu 2 pâini, zicând: ține, frate, partea dumitale și fă ce vrei cu dânsa. Ai avut 2 pâini întregi, 2 lei ți se cuvin. Și mie mi-a prest 3 lei, fiindcă am avut 3 pâini întregi și tot ca ale tale de mari, după cum știi. Cum așa? Zise celălalt cu dispreț. Pentru ce numai 2 lei și nu 2 și jumătate, partea dreaptă ce ni se cuvenea fiecăruia? Omul putea să nu ne dea nimic și atunci cum rămâne? Cum să rămâie? Zise cel cu 3 pâini. Atunci aș fi avut eu pomană pentru partea ce mi se cuvine de la 3 pâini, iar tu de la 2 și pace bun. Acum însă noi am mâncat degeaba și banii pentru pâine avem în pungă cu prisos? Eu 3 lei și tu 2 lei, fiecare după numărul pâinilor ce am avut? Mai dreaptă împărțeală decât aceasta, nu cred să se mai poată nici la Dumnezeu Sfântul. Ba nu, prietene, zise cel cu 2 pâini. Eu nu mă țin că mi-ai făcut parte dreaptă. Haide să ne judecăm și cum a zice judecata, așa să rămâi. Haide și la judecată, zise celălalt, dacă nu te mulțumești. Cred că și judecata are să-mi găsească dreptate, deși nu m-am târât prin judecăți de când sunt. Și așa pornesc ei la drum cu hotărârea să se judece. Și cum ajung într-un loc unde era judecătorie, se înfățoșează înaintea judecătorului și încep a spune împrejurarea din capăt pe rând fiecare. Cum a venit întâmplarea de a călătorit împreună, de a sta la masă împreună, câte pâine a avut fiecare, cum a mâncat drumețul cel străin la masa lor, deopotrivă cu dânsii, cum le-a dat 5 lei drept mulțumită și cum cel cu 3 pâini a găsit cu cale să-i împartă. Judecătorul, după ce ascultă pe amândoi cu luarea minte, zise celui cu 2 pâini. Și nu ești mulțumit de împărțeala ce s-a făcut, omule? Nu, domnule judecător, zise nemulțumitul. Noi n-am avut de gând să luăm plată de la drumețul străin pentru mâncarea ce i-am dat. Dar dacă a venit întâmplarea de așa, apoi trebuie să împărțim drept în două ceea ce ne-a dăruit oaspetele nostru. Așa cred eu că ar fi cu cale când e vorba de dreptate. Dacă e vorba de dreptate, apoi fă bine de înapoiește un leu istuilalt, care spui că a avut 3 pâini. De asta chiar mă cuprinde mirarea, domnule judecător, zise nemulțumitul cu îndrăzneală.
Eu am venit înaintea judecătorului să capăt dreptate și văd că dumneata, care știi legile mai rău, mă scufunzi. De-a fi să fie tot așa și judecata dinaintea lui Dumnezeu, apoi vai de lume. Așa ți se pare dumitale? Zise judecătorul liniștit. Dar ia să vezi că nu e așa. Ai avut dumneata două pâini? Da, domnule judecător, două am avut. Tovarășul dumitale, a avut a trei pâini? Da, domnule judecător, trei a avut. Udătură ceva, a avut azi vreunul? Nimic, domnule judecător, numai până goală și apă rece din fântână, fie de sufletul cui a făcut acolo în calea trecătorilor. Așa, adineaura parcă singur mi-a spus că ați mâncat toți ca unul de mult, așa este? Așa este, domnule judecător. Acum ia să statornicim rânduiala următoare, ca să se poată ști hotărât câtă pâine a mâncat fiecare. Să zicem că s-a tăiat fiecare pâine în câte trei bucăți deopotrivă de mari. Câte bucăți ai fi avut dumneata care spui că a avut două pâini? 6 bucăți aș fi avut, domnule judecător. Dar tovarășul dumitale care spui că a avut 3 pâini? 9 bucăți ar fi avut, domnule judecător. Acum, câte fac la un loc 6 bucăți și cu 9 bucăți? 15 bucăți, domnule judecător. Câți oameni ați mâncat aceste 15 bucăți de pâine? 3 oameni, domnule judecător. Bun. Câte bucăți vinde fiecare om? Câte 5 bucăți, domnule judecător. Acum, ții minte câte bucăți ai fi avut dumneata? 6 bucăți, domnule judecător. Dar de mâncat, câte ai mâncat dumneata? 5 bucăți, domnule judecător. Și câte ți-au rămas de întrecut? Mai o bucată, domnule judecător. Acum să stăm aici în ceea ce privește pe dumneata și să luăm pe istela la rând. Ții minte câte bucăți de pâine ar fi avut tovarășul dumitale? 9 bucăți, domnule judecător. Și câte a mâncat el din toate? 5 bucăți, ca și mine, domnule judecător. Dar de întrecut, câte i-au mai rămas? Păi 4 bucăți, domnule judecător. Bun. Ia acuși, avem să ne înțelegem cât se poate de bine. A să zic că dumneata, ai avut numai o bucată de întrecut, iar tovarășul dumitale 4 bucăți. Acum, o bucată de pâine rămasă de la dumneata și cu 4 bucăți de la istălalt fac la un loc 5 bucăți? Taman 5, domnule judecător. Este adevărat că aceste 5 bucăți de pâine le-a mâncat oaspetele dumneavoastră care spui că v-a dat 5 lei drept mulțumită? Adevărat este, domnule judecător. Așadar, dumitale, ți se cuvine numai un leu, fiindcă numai o bucată de pâine ai avut de întrecut. Și aceasta ca și cum ai fi avut-o de vânzare, deoarece ați primit bani de la oaspetele dumneavoastră. Iar tovarășului dumitale îi se cuvin 4 lei, fiindcă 4 bucăți de pâine a avut de întrecut. Acum, dar, fă bine de înapoiește un leu tovarășului dumitale. Și dacă te crezi nedreptățit, du-te și la Dumnezeu și las dacă ți-a face și el judecată mai dreaptă decât aceasta. Cel cu două pâini, văzând că nu mai are încotro, și-o văi înapoie un leu tovarășului său, cam cu părere de rău, și plecă rușinat. Cel cu trei pâini însă, uimit de așa judecată, mulțumește judecătorului și apoi iese zicând cu mirare. Dacă ar fi pretutindene tot asemenea judecători ce nu iubesc a li cânta cucul în față, cei ce n-au dreptate n-ar mai năzui în veci și în pururea la judecată. Corciogarii, porecliți și apărători, nemai având chip de trai numai minciuni, sau s-ar apuca de muncă sau ar trebui în toată viața lor să tragă dracul de coadă. Iar societatea bună ar rămânea nebântuită.